Echipa regineană de fotbal feminin FCM Viitorul se află la cel de-al doilea sezon în campionatul național Liga 1. Rezultatele formației sunt deocamdată modeste, dar din lot încep să se ridice fete de valoare. Există două jucătoare remarcate deja la nivel național. Cristina Pop este cooptată la lotul național de U15 și pleacă săptămâna aceasta în Serbia pentru o confruntare. Urmează peste două săptămâni un meci în Austria. Emoții? Cam da. De ce? Păi primul an și n-am mai fost până acum, e prima echipă la care joc. E primul an când merg la lotul național. Ce... Pe fete le cunoști? Păi sunt care le cunosc, sunt pe care nu le știu. E prima dată pe care l-am văzut și asta e. Cum crezi că te vei acomoda în teren, alături de ele? Păi în teren nu e greu, pentru că pasăm, e un joc. E ca și cum ne cunoaștem de mult timp. Și în joc, pe teren e foarte ușor. E super tare. Cum crezi că va fi anul acesta pentru tine? Iată, ai o primă selecționare la lot. Păi, pe teren sper să fie bine, să fac cât mai multe rezultate bune și să prind un contract ceva bun. Unde ți-ar place? Indiferent oriunde să fie echipă bună, să se câștige, să jucăm fotbal. Vreau să se joace fotbal în România. O altă colegă de la FCM Viitorul, Carmen Pop, va face și ea parte din lotul național al României de U17, fapt pentru care este emoționată, dar și nerăbdătoare să joace sub culorile României. Păi am emoții, că având în vedere că n-am mai fost niciodată și nu știu cum este, n-am idee. Pe fete le cunoști? Unele le cunosc, că am fost și în tabăra sportivă și am făcut cunoștință cu ele și mai multe. Ce te-a făcut să alegi fotbalul? Păi, este un joc de echipă, în primul rând, și, nu știu, e mult mai interesant și captivant. Ce-ți dorești pentru tine în anul acesta? Păi, în primul rând vreau să mă duc și eu la lot și să avem cât mai multe meciuri câștigate. Ai o echipă unde ți-ai dori să joci aici, în România? Nu, mi-este indiferent. O echipă bună, să... fiind colege bune. Antrenorii fetelor le susțin 100% în toate deplasările. Fiecare reunire a lotului național înseamnă experiență dobândită și adusă la Reghin, iar clubul municipal, aflat acum la început, are nevoie de așa ceva.